Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. După cum puteți vedea, ni s-a alăturat și Mauzi. Nu știu pentru cât va decide să rămână aici, așa că vom profita un pic de prezența ei și vom avea două variante. Varianta numărul 1 va fi acest evidențiator roz, varianta numărul 2 va fi evidențiatorul verde. Am să vă rog să alegeți ce variantă vă atrage mai mult din prima și vom începe cu varianta numărul 1. Vom vedea sentimentele persoanei voastre față de voi. Bun. O punem pe Mauzi să participe în mod activ. Să muncească și ea. Ține evidențiatorul. Bun. Să vedem energia persoanei voastre și energia conexiunii voastre. Dar întâi, după cum am zis, energia persoanei voastre. Energia persoanei voastre este reprezentată de chakra gâtului. Foarte interesant. Este o persoană destul de vocală. Este o persoană care se face auzită. Indiferent că persoanele din jur vor asta sau nu. Această persoană mie îmi pare să fie destul de schimbătoare. Atenție foarte mult pentru că această persoană, chiar dacă este vocală, chiar dacă spune foarte multe lucruri, nu știu cât de autentică este încă. Dar vom vedea pe parcurs. Ce pot zice este că această persoană poate avea un timbru destul de puternic, poate să fie o persoană care îi place să se exprime verbal, nu știu dacă neapărat se face prin muzică. Pentru unii dintre voi, cu siguranță va fi vorba de muzică, pentru alții dintre voi va fi vorba de avea o intonație specifică foarte interesantă care atrage mai mult lumea. De asta zic, sunt tot felul de calități referitoare la vocea acestei persoane. Vocea acestei persoane se face simțită. Este plăcută, cumva atrage atenția și reușește să facă această persoană să fie în centrul atenției atunci când dorește acest lucru. Bun. Energia conexiunii. Pierdere emoțională. Deci aici mă aștept ca lucrurile fie să nu meargă deloc, fie să fie o pauză între voi, dar nu cred că neapărat sunteți împreună. Pur și simplu fiecare trebuie să-și descopere propria înțelepciune în acest moment. Ca și energie, am să vă rog să observați că avem 3 de cărți de 5. Deci aici cineva, pentru cineva cifra 5 poate să fie specifică, pentru unii poate să fie număr de destin, pentru alții poate să fie ziua sau luna nașterii. Este foarte important să conștientizați aici că este vorba de o schimbare pe care o aduce în viața voastră această conexiune. Această schimbare nu înseamnă neapărat că nu știu, vine o schimbare cu această conexiune sau neapărat că această persoană va face ceva, pentru că vom observa mai departe dacă se va întâmpla acest lucru, dar aici există un parcurs destul de important între voi și această persoană, în sensul în care pur și simplu faptul că întâlniți și aveți de a face cu această persoană vă va modifica foarte mult modul de a gândi, modul de a acționa, modul de a face lucrurile în viața voastră. Indiferent de faptul că ați văzut deja asta sau nu, aici sunt schimbări foarte mari în legătură cu modul vostru de a aborda pur și simplu viața. Aici cred că mulți dintre voi începeți să căutați un alt sens al vieții, să căutați alte lucruri care să vă facă fericiți și încercați să vă descoperiți mult mai bine, dar este bine să aveți grijă ca întotdeauna să aveți chakra inimii deschisă, încercați să iertați această persoană, pentru că mulți dintre voi nu puteți ierta această persoană, nu aș simți acest lucru din partea voastră, chiar dacă ați încerca, este destul de dificil, dar nu este imposibil. Ce mai pot să zic aici cu persoana voastră este că mie nu-mi pare să fie o persoană care să fie atât de, cum să zic, primitoare în legătură cu voi. Mie îmi pare că persoana asta este foarte rece, distantă și are tendința să vă judece destul de mult. Nu cred că această persoană este deschisă cu voi. Nu cred că această persoană este acolo pentru voi. Și nu prea cred că este cu voi în acest moment. Să văd ce informații putem afla de la tarot. Persoana asta poate să fie în zodie de aer, gemeni, vărsător, balanță, dar aici mai poate să fie vorba și de persoane în zodie de pământ, cum ar fi fecioară, capricorn și taur, dar în special fecioară și taur. Ok. Da. Rege de pentagrame lângă rege de spade. Exact. Pământ și aer. Bun.
Și bun, ci, atenție foarte mare pentru că această persoană se gândește să vină către voi, dar atenție, de ce? Pentru că aici vor veni persoanele voastre, da, vor veni, dar vor veni într-un pas destul de lent față de ceea ce așteptați voi și vor veni cu niște cerințe. Chiar dacă aici, pentru, cum să zic, în mod normal, marele preot poate semnifica asumare, relație tradițională și așa mai departe. De data asta, cred că va fi mai degrabă cu un fel de cerințe. Da, cred că această persoană vine către voi și cred că va fi un grad de asumare asupra acestei relații, dar atenție, pentru că această persoană va avea foarte multe așteptări în continuare de la voi, va avea foarte multe cerințe și nu știu dacă pentru toată lumea se merită, sincer, la cum văd lucrurile. De ce? Pentru că această persoană pur și simplu pune foarte multe responsabilități în spatele vostru, fără ca neapărat această persoană să care același nivel de responsabilitate. Atenție, pentru că pentru unii dintre voi poate să fie cazul ca și cum această persoană are tendința ca voi, între ghilimele, să vă ridicați la statutul său. Această persoană este destul de preocupată de imagine și de fapt de a se ști că această persoană este învățată, este înțeleaptă, este foarte conștientă și această persoană s-ar putea să aibă niște cerințe la voi. Pentru unii dintre voi poate să fie în legătură cu studiile, pentru alții dintre voi poate să fie în legătură cu nivelul vostru de a câștiga lucruri de această natură, pentru că este ca și cum această persoană vă privește de sus. Sincer, nu-mi place atât de mult energia acestei persoane, pentru că se bazează mai mult pe, cum să zic, când ai de gând să ajungi la nivelul meu. Nu e o persoană, cum să zic, nu e o persoană care să zici că da, nu ar fi interesată, pentru că e interesată, dar nu o văd dispusă să vă întâlniți la jumătate de drum, faceți ori ca ea, ori această conexiune nu se întâmplă deloc. Nu este o conexiune care să fie bazată pe compromis de ambele părți. Dacă voi aveți de gând să faceți compromisuri, bine. Dacă nu, persoana pleacă mai departe. Nu este ca și cum persoana stă pentru voi, are grijă de voi, încearcă să vă explice anumite lucruri. Nu știu dacă persoana a stat anterior să facă toate aceste lucruri și pur și simplu s-a săturat sau pur și simplu asta este atitudinea sa în general, dar această persoană nu va sta pentru foarte mult timp dacă voi nu respectați cerințele, pentru că această persoană doar cere, nu prea văd să ofere ceva, cel puțin nu în stadiul ăsta. Este foarte bine ca voi să fiți conștienți că această persoană are tendința și are pretenția să se vadă cu persoane din diferite cercuri. Această persoană întotdeauna va fi mai atrasă de persoane care sunt mai sus din punct de vedere social, financiar și așa mai departe. Doar pentru că voi faceți aceste schimbări cu această persoană, mie nu-mi pare neapărat că veți și rămâne pentru totdeauna cu această persoană. Este foarte bine să fiți foarte precauți. Dacă vreți să faceți aceste dezvoltări și aceste evoluții pentru voi ca și persoane, da, este foarte bine. Dar nu încercați să faceți aceste evoluții doar pentru că vreți să fiți cu această persoană, pentru că nu văd să țină foarte mult chestia asta. Ce simte această persoană pentru voi? Să vedem ce simte această persoană pentru voi. Nu e ca și cum persoana nu are emoții, pentru că persoana, cum să zic, pur și simplu nu se lasă să iubească până nu știe că poate construi. Aici poate să fie vorba de pur și simplu de faptul că persoana aceasta a obișnuit să investească anterior foarte multe sentimente în persoane și în situații care nu au fost construite nicicum, care au rămas în paragină și de care nu s-a ales nimic, astfel încât pentru această persoană, ca să își dea voie să iubească, să se atașeze de persoanele din jur, acum așteaptă să vadă o dovadă clară că această persoană este dispusă să facă ceva. Deci, practic, iubirea acestei persoane vine foarte condiționat. Nu este ca și cum iubirea ghidează această persoană. Nu, persoana asta vrea să construiască, vrea să clădească. Cu atâtea pentagrame aici, cred că aici persoana voastră vrea să facă o familie, vrea o căsătorie, dar are niște condiții specifice. Nu lasă pe toată lumea să intre în viața sa, nu lasă pe toată lumea să ajungă la un nivel semnificativ. Este o persoană foarte în gardă
cine lasă în jurul său pentru că vrea să facă parte dintr-un anume statut social, nu vrea să fie arătată cu degetul, nu vrea să se râdă sau ceva de genul și este foarte, foarte, foarte hotărâtă în legătură cu ceea ce vrea să facă în viața sa și nu... Nu e că, nu știu, nu e că ar avea ceva în mod personal cu voi, dar sunt aceste principii ale vieții, ale acestei persoane care nici de cum nu se potrivesc cu felul vostru de a fi și atunci și această persoană, chiar dacă vă arată și vă dă posibilitatea să fiți alături de ea, nu, nu știu, e ca și cum alături de voi oricum nu se va simți așa cum trebuie să fie. De asta zic, aici nu văd atât de multă compatibilitate între voi. Așa, și ce mai putem spune de această persoană? Da, știu că pentru voi persoana asta poate fi rege, poate fi foarte dură și zice, da, ok, vreau asta, asta și asta, dar văd că este foarte orientată să-și îmbunătățească viața, deci nu vreau să-i iau apărarea acestei persoane, dar are niște idealuri foarte, foarte fixe, de asta lucrurile nu prea pot merge între voi, pentru că voi cumva încercați să luați lucrurile într-un stil mai romantic, într-un stil mai plin de iluzii, în sensul în care voi sunteți mai îndrăgostiți de ideea de iubire și de ideea de a fi cu cineva mai mult decât de această persoană, iar această persoană este mai îndrăgostită de ideea de a duce o viață mai bună decât de a fi cu voi în momentul prezent. Deci aici sunt niște probleme care nu vor fi trecute foarte ușor și de acum vă zic chestia asta. Avem împăcare, încă o dată. Da, persoana asta vine către voi, persoana asta vă face un pas, persoana asta vă va contacta și voi, după cum se pare, veți fi tentați să acceptați condițiile acestei persoane cu care vine. Dar, încă o dată, v-am zis, dacă vreți să faceți schimbările pentru voi și apoi se întâmplă să coincidă cu momentul în care vine această persoană, este ok, dar încercați să nu puneți această persoană mai presus de voi, pentru că voi asta o să aveți tendința să faceți și nu este ok. Este sigur pentru tine să iubești, deschideți inima și pentru a oferi și pentru a primi cea mai înaltă energie și iubește-te pe tine în primul rând, exact despre asta vorbeam, iubiți-vă pe voi întâi și abia apoi această persoană, nu viceversa. Da, este în siguranță să iubiți această persoană pentru că și această persoană îmi pare deschisă să vă iubească atâta timp cât voi respectați cerințele, condițiile impuse, dar na, acum fiecare știe ce vrea de la această conexiune. Hai să vedem mai departe. Există chimie între voi, nu am ce zice, dar țineți cont că în viața voastră poate apărea foarte curând o nouă dragoste cu care să reușiți să vă retrageți și să aveți relația pe care vă doriți. Deci, atenție foarte mare, pentru că nu este musai să rămâneți agățați de această persoană. Pentru voi va apărea o nouă persoană cu care puteți să mergeți înainte, cu care puteți să creați o familie, cu care puteți să vă căsătoriți, doar că nu este exact în momentul ăsta, nu este exact în secunda asta și reconcilierea cu această persoană poate să fie cu foarte puțin înainte să cunoașteți această persoană. Deci gândiți-vă bine dacă are sens să așteptați după această persoană sau să refuzați acum această persoană și să vă vedeți de viața voastră, pentru că oricum nu vă văd să stați extrem de mult timp singuri. Bun. Și varianta a doua. Mai auzi, te rog, participă și tu aici. Așa. Bun. Energia persoanei voastre. Turnul Ux. Și energia conexiunii voastre. Aoleu. Aici nu prea cred că vorbim de o relație. Aici cred că vorbim de o situație mai mult senzuală, mai mult vorbim de o situație de tip prieten cu beneficii, persoană, aventură, lucruri de această natură. Poate să fie într-adevăr și un trio pentru câțiva dintre voi, dar ce aș vrea să subliniez aici, aici nu s-a vorbit și nu a fost vorba de o evoluție în această conexiune. Lucrurile trebuiau să rămână până la un anumit nivel. Există foarte mare atracție și foarte mare energie sexuală, într-adevăr, dar chestia este că lucrurile în această situație nu sunt ușoare. De ce? Pentru că
În ciuda faptului că aici s-au setat niște limite foarte importante în legătură cu faptul de ok, nu ne atașăm, ok, nu facem asta, nu facem asta, nu facem asta. Cu toate astea, fiecare și-a găsit liniștea în brațele celuilalt. Chiar dacă intențiile voastre nu au fost neapărat de a crea o relație stabilă, de a crea ceva serios, s-a creat totuși o conexiune destul de importantă care v-a cam dat peste cap. Și în momentul în care amândoi ați început să conștientizați că totuși aici pot fi niște sentimente care pot fi explorate mai departe, o parte, că aici tind să cred că persoana voastră a intrat într-o stare apocaliptică și a fost de tipul nu știu ce să fac, ajutor, și a dispărut și s-a dus și pauză și lipsă și voi ați rămas de unii singuri și nu prea știți exact ce să faceți din această situație, pentru că voi ați simțit conexiunea, v-ați dat seama că și persoana voastră are sentimente la fel de importante pentru voi, așa cum aveți și voi față de acea persoană. Am uitat să zic că în acea... am zis în mare de sentimentele de la varianta 2. Bun, mă panicasem un pic, n-am zis acolo suficient, dar dacă o să bag eu un comentariu, dar revenind la ale noastre... Ce pot să zic este că aici sentimente cu siguranță sunt. Problema este că persoana voastră nu prea vrea să le recunoască. În momentul în care a început să le resimtă, în momentul în care n-a mai putut să le nege, s-a panicat, într-adevăr și-a dispărut. Dar nu este neapărat acolo pentru voi. Simt și aici distanță, aici este posibil ca separarea voastră să dureze de un an, doi sau chiar mai mult, dar nu cred că această persoană neapărat v-a dat extrem de multe semne că s-ar întoarce aici. Cred că s-a pierdut legătura de tot. Aici este posibil să fiți încă blocați unul la celălalt în ciuda faptului că a trecut foarte mult timp. Pot exista ocazionale încercări din partea acestei persoane să vă contacteze, dar nu cred că duc foarte departe. Este ca și cum persoana asta pe de o parte vă arată spatele, dar pe de altă parte vrea să știe ce faceți și nu este foarte consecventă și voi simțiți această energie și nu știți încotro să luați lucrurile, ce să credeți și așa mai departe. Bun. Aveți de-a face cu o persoană foarte bună. Deci dacă ar fi să, nu știu, să inventăm o scară de mândrie de la 1 la 100, această persoană ar fi pe la 2000. Nu 200, 2000. Da. Aoleu. Problema este că această persoană are tendința ca întotdeauna să fie abordată, să fie atrasă. Persoana asta, aș putea zice că arată destul de bine, structurile faciale sunt foarte fine, foarte frumoase, dar, indiferent că e femeie sau bărbat, așa, dar aș putea să zic de faptul că această persoană totuși așteaptă să fie abordată, așteaptă să fie abordată de alte persoane, nu neapărat de voi, să nu înțelegem greșit, da. Este o persoană care are așteptarea să existe pretendenți, care are așteptarea să existe mai multe variante în jurul său, care are așteptarea să fie întotdeauna abordată de câte o persoană nouă. Această persoană vrea să se simte efectiv ca o vedetă, ca un fel de vai ce viață frumoasă are această persoană, vai ce, nu știu, viață de lux duce această persoană. Efectiv, da, este o persoană care vrea succes, vrea să aibă mașini scumpe, vrea să aibă tot felul de lucruri, dar vrea aceste lucruri doar pentru a impresiona, doar pentru a da bine, doar pentru a atrage alte persoane și atenția altor persoane. Nu vorbim de o persoană care are de gând să stea monogamă restul vieții, vorbim din contră de o persoană care vrea să cunoască, să abordeze, să flirteze, este o persoană adeptă a relațiilor deschise, este o persoană care este foarte orientată către a cunoaște persoane noi, către a avea experiențe noi și către a nu sta într-o singură relație. Și cu asta cred că am spus tot. Aici avem de-a face cu o persoană care, da, într-adevăr vă va contacta, dar în permanență această persoană, când vă va contacta, are tendința de a vă ține ca și opțiune, nici de cum de a se orienta anume pe voi, pentru că ce se întâmplă cu această persoană este pur și simplu faptul că această persoană se teme să iubească și vrea să se bucure de această libertate pe care o resimte, această tendință de a trăi viața într-un mod relativ adolescentin și nu vrea să renunțe la acest lucru prea curând. Îi se pare că este un pic cam prea devreme să renunțe la acest lucru, cu tot
cu toate astea se gândește încă la voi și cu toate astea nu știe ce să facă și cu toate astea se simte agitat și vai de noi. Bun. Problema este în felul următor. În contextul în care această persoană vă abordează, este conștientă, foarte conștientă că aici trebuie să vină cu o relație stabilă sau cu propunere de relație stabilă. Ceea ce cred că vă va propune. Sincer, cred că propunerea va fi. Atenție însă, pentru că de la propunere și intenție până la faptic ce se întâmplă și cum rezistă în relație pe parcursul timpului, aici avem niște discrepanțe foarte mari. De ce? Pentru că împreună cu as de cupe și as de pentagrame, da, vrea un nou început în iubire, un început mai stabil, mai frumos, vrea totuși să vă țină în viața voastră. Atenție, aici vorbim de separări de foarte mult timp, da? Că vreau să subliniez încă o dată asta, dar nu poate renunța la tendința sa de a cunoaște o persoană nouă și încă una, și încă una, și încă una, și încă una. Și persoana asta, în contextul în care voi sunteți firi un pic mai geloase, pentru că aici vă simt un pic persoane mai posesive, persoane care, ok, ești al meu, gata, știi? Și în contextul ăla, persoana asta o să se simtă un pic închisă și aici vor apărea foarte multe tensiuni pe partea voastră și nu știu cât veți putea să țineți de această conexiune. Sincer, aici îmi pare că această conexiune va dura doar atâta timp cât persoana reușește să țină lucrurile astea secret, dar nu cred că această persoană într-adevăr să vă liniști, sinceră să fiu, pentru că voi sunteți firi foarte puternice, voi sunteți firi foarte hotărâte, foarte clare, foarte directe, voi nu vă împărțiți energia și atenția în 10.000 de direcții, în schimb persoana aceasta da, iar în momentul în care voi simțiți că ceva nu este în regulă, voi imediat vă activați și voi imediat săriți către această persoană. Deci atenție foarte mare, pentru că aici n-am nimic cu voi, dar între ce vreți voi și ce vrea această persoană este o discrepanță foarte mare. Este nevoie ca voi să încercați să discutați și să ajungeți la un consens cu această persoană și să încercați să nu luați foarte în serios, cel puțin în primele. Sincer, dacă zic cât cei toată durata care aș zice eu să nu o luați în serios, voi ziceți, păi ok, și ce fac cu restul vieții mele? Pentru că mie aici, cu persoana asta, mie pare că voi trebuie nu 6 luni, ci 3 ani de test. Dar na, dacă vreți să încercați 6 luni în relație, să vedeți cum duce, puteți să încercați. Dar atenție că toate culorile acestei persoane le veți vedea abia după 3 ani. Atenție foarte mare, pentru că aici este o conexiune care tot la punctul zero se ajunge. Nu este ca și cum voi evoluați. Deci voi, și dacă veniți cu ideea, ok, hai să ne căsătorim, hai să facem o familie și așa mai departe, persoana asta tot va pleca în altă parte și tot va căuta alte experiențe și alte experiențe și alte experiențe. Voi trebuie să fiți conștienți că aici ori voi acceptați faptul că nu puteți fi pe aceeași lungime de undă și nu mai aveți așteptări în legătură cu loialitatea acestei persoane și atunci vă orientați și voi către astfel de relații, ori rămâneți cu principiile voastre și căutați pe alte persoane, pentru că sunteți persoane atractive, sunteți persoane care reușiți să oferiți foarte multă iubire și foarte multă stabilitate persoanelor din jurul vostru, dar pur și simplu cu această persoană este ori la bal, ori la spital, ori sunteți împreună și acceptați felul ăsta de a fi mai poliamoros, fie pur și simplu renunțați la această persoană, pentru că altfel tot ceea ce veți face voi în legătură cu această persoană va fi să vă chinuiți, va fi un fel de masochism inutil, adică na, autopedepsire. Cât de mult vreți să vă faceți voi rău, asta e cu totul altceva. Bun, hai să vedem aici ce ne zic aceste cărți. Această persoană este un suflet pereche și cred că de asta vă simțiți voi atât de legați de el. Lasă tendința de a controla lucrurile și eliberează-ți fostul. Și avem separare. Da, nu cred. Încă o dată, da, se confirmă că trebuie să lăsați tendința voastră de a controla și de a face această persoană să se adapteze într-o relație monogamă, trebuie să acceptați pur și simplu că acest lucru nu se poate, conexiunile de suflet pereche funcționează și fără să fie o căsătorie sau fără să fie o relație amoroasă neapărat, este vorba de conexiune în sine mai mult decât sentimente romantice și ceea ce aveți de învățat unul de la celălalt, dar trebuie să conștientizați aici că nu este ca și cum voi veți putea
ține închisă această persoană, efectiv nu o să puteți, este felul său de a fi. Cât despre această conexiune, încă o dată nu v-aș recomanda să vă faceți foarte multe speranțe. Da. Ideea este că dacă voi veți dori să mergeți după stilul acestei persoane, lucrurile pot dura o vreme, dar nici așa nu le văd până la infinit. Și atenție că nu se știe la ce vârstă se va încheia toată asta, deci pentru mulți sau multe dintre voi va fi la o vârstă relativ înaintată. Dacă vreți familie și copii, cam greu cu această persoană. Dacă aveți deja copii și nu mai vreți alții, atunci da, poate să fie o situație oarecum ok. Ce mai am să vă zic aici este pur și simplu faptul că nu prea aveți ce să faceți, încă o dată. Nu vă faceți speranțe, nu vă faceți așteptări, nu vă faceți, cum să zic, pretenții în legătură cu această persoană, pentru că nu aveți cu cine. Dacă ați avea cu cine, vă zice. Persoana asta, încă o dată, caută ceea ce e frumos, caută experiențele frumoase, caută o viață de vis, dar nu caută acea stabilitate pe care voi o vreți atât de mult. Deci, da, această persoană va fi pentru totdeauna o persoană care caută aventuri. Aici, încă o dată, sentimentele pentru voi sunt foarte puternice și asta șochează un pic persoana, pentru că intervine aici în contradictoriu și sentimentele sale față, și asta... experiențele sale și ce vrea să cu voi și ce vrea în general cu viața sa, și asta face problematic și pentru persoana voastră, dar totuși singura opțiune pe care va găsi persoana voastră este ca totuși să acceptați și voi această situație de nu știu, relație deschisă, pentru că da, persoana asta va încerca o vreme să fie monogamă cu voi pentru că are sentimente profunde pentru voi, dar nu va fi suficient pentru această persoană, efectiv nu va fi ce ați încercat voi să faceți. Nu puteți ține această persoană doar pentru că voi vreți. Este pur și simplu felul său de a fi, este pur și simplu felul său de a trăi, iar voi va trebui să acceptați asta. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este util această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!